Medierea reprezintă o modalitate alternativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, fiind o procedură voluntară și confidențială prin care o terță persoană specializată, neutră și imparțială facilitează comunicarea dintre părți în vederea încheierii conflictului. La centrul de mediere Gorj sunt înscrise 6 persoane autorizate care mediază aceste conflicte și până în momentul de față au fost finalizate 2 medieri. S-au finalizat deja primele medieri. Primele medieri care s-au finalizat sunt în domeniul familial, cât și în domeniul penal. În cadrul procedurii de mediere familială, inițial a existat un dosar, și există, de altfel, un dosar pe rolul judecătoriei Novaci. Părțile, împreună cu avocații care le reprezentau, au decis împreună să meargă la mediator, unde au urmat discuțiile cu privire la obiectul cauzei. Asociația Centrului de Mediere Gorj caută persoane interesate să se formeze în această nouă meserie, cea de mediator. Asociația Profesională a Mediatorilor din județul Gorj se confruntă cu o insuficientă echipă, ca să spunem așa, de mediatori, de pentru care noi am reușit, ne-am propus să organizăm un curs de formare în profesia de mediatori. Profesie care, după cum știți, este cea mai nouă profesie liberală din România, nu este foarte bine cunoscută. În momentul de față există în lucru un proiect de act normativ care prevede că înaintea unor procese civile și comerciale, cetățenii vor fi obligați să apeleze la un mediator, iar dacă soluția primită în urma medierii nu este cea dorită, aceștia au dreptul să meargă în instanță.